Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un alt subiect care ne preocupă și nu doar pe noi, pe toată lumea, cred, prețurile și șmecheria pe care o fac unii dintre producători, și anume că micșorează ambalajele, cantitatea vândută, și păstrează prețul sau cresc prețul. Am remarcat, am discutat noi zilele trecute, despre unt, de exemplu, care a ajuns la 200 de grame, ne-am mirat, Zaf a și spus, nu cred că o să-l facă de 180. Ba da, l-a făcut am de 180. Primit mesaje, există și un de 180 la același preț. Marile lanțuri de supermarketuri din Ungaria vor fi obligate ca din luna martie să afișeze avertismente pe ambalajele produselor, ale căror dimensiuni au fost reduse, prețul lor rămânând însă la fel sau fiind chiar crescut. Ceea ce, care sunt de acord, votez pentru și vreau și eu la noi în România. Pachet mai mic. Da, pachet mai mic, rușine. Rușine. De ce mă rușinez? Nu e de rușine. Ba doar să te avertizeze. Da, să mă avertizeze, să scrie. Dar nu e rușine. Rușine. Am micșorat pachetul, am păstrat prețul ca să vă păcălim. Pe de altă parte, și mai sănătos să mănânci mai puțin unt. Da, da, și pe mai puțin bani. Această practică înșelătoare face ca la final consumatorii să primească mai puține produse pentru banii lor, susține Ministerul Economiei de la Budapesta. Și pe bună dreptate, cum se spune, felicitări în ungurește. De data asta suntem felicitări. Eu nu sunt de acord. Ia, stai. Oricum primești mai puțin. Atenție. Deci oricum banii s-au devalorizat. Pe față, eu nu e semi-înșelătorie. De ce? Că ți îndulcește practic amarul. Tu nu mai poți să-ți permiți să cumperi 250 de grame de unt, că s-a scumpit groaznic. Da. Și atunci ești fericit să-ți cumperi 230 în ideea că tu ți-ai luat același pachet. Știi ce zic? Și mintea ta zici, mamă, hai că nu-i chiar așa de rău. Și pierzi, ce pierzi? 20 de grame și niște calorii. Măi, deci după ce, stai puțin, după ce că s-a scumpit, eu mă refer la unt, că asta m-a frapat, dar sunt convins că mai sunt și altele. Uite, facem apel la voi. Sunați-ne, 0372069599. Fraților, sunt convins că ați observat și la noi fenomenul ăsta. Îi spune shrinkflation, îi spune în engleză, mai inflație prin micșorare. În română e mai complicat, nu? Este inflație prin micșorare. L-ați observat și la noi, la ce produse? Dați-ne exemple. Deci ce s-a micșorat și costă la fel sau mai mult? Și acum, revenind, problema cu un ticu, că asta e... Asta e un exemplu. Un tic, gătesc un tic. Ăla e și ușor să umbli la el, de-aia sărac. Mă, nenorociții, deci nu doar că l-au făcut mai mic, dar l-au și scumpit, că el era, nu mai știu cât era, 14 lei, 15 lei, 16 lei, la un moment dat, și era pachet de 250 de grame, și acum costă 20 de lei și e pachet de 200 de grame. Și îl vezi că e mai de un mic. Bun. Da, unt bun. Este și unturi mai ieftine. Stai puțin, e o problemă economică. Acum, una peste alta. Oricum ai dau, tu vrei să nu te mai înșeli, adică să te avertizeze că s-a întâmplat ceva. Da, domnule, măcar fiți onești. Adică nu mă păcăliți și cu o vrăjeală de asta îmi luați. Păi nu te păcălește, că bănuiesc că pe pachet scrie că are 180 de grame. Da, scrie că are 180 de grame. Dar tu vrei să te avertizeze, băi, l-am făcut mai mic. L-am făcut mai mic și am mărit și prețul. Mai au o șmecherie care mă scoate din sărit. Eu înțeleg că s-au scumpit. Știu, înțeleg și de sunt ce sunt trucuri de vânzare până la urmă. Bun, da, trucurile astea de marketing, asta mă enervează. Deci înțeleg că s-au scumpit. Combustibilul e mai scump. Da. Au fost perturbări pe lanțurile de transport, inflație. Înțeleg lucrurile astea, nu mă lupt cu fenomenul economic. N-am ce să fac. Trebuie să câștig mai bine în condițiile astea. Dar asta e la fel ca trucul ăla în care îți vând un săpunel mic cât două unghii într-o cutie cât un telefon. Și zici, mă, am luat un săpun mare. Și ajunge acasă și descoperi că, de fapt, volumul cutiei este de 4 ori mai mare decât săpunul respectiv. Sau cumperi, nu știu ce, bucată de cașcaval și într-un ambalaj opac și zici, mă, ce cașcaval mare am luat. Și ajunge acasă, desfaci pachetul și descoperi că, de fapt, cașcavalul ăla este la 60% din pachet. E valabil și pentru amandine. Asta, da, aia cu săpunul e povestea adevărată? Da, mă. Ai pățit? Am pus-o și pe Facebook. Și... Serios? Da. N-am văzut niciodată. Cutie mai mărișoară, așa frumos, îți dă senzația că ai cumpărat un săpun mare. Ce te poți gândi? M-am cumpărat un săpun. Dă-l-o mă, de săpun. Ai o cutie opacă, adică, na, nu... Și ajunge acasă și, bă, joacă să pună înăuntru și ele și prins așa cu două cârligele de cartonel să nu joace prea tare, știi? A stat între rufe și bă, s-a topit. Nu e rușine să faceți măgării de genul ăsta? Hai să încercăm să purtăm un dialog. 0372069599. Dacă ați observat
fenomenul de inflație prin micșorare, ca să nu-i zicem barbarismul ăsta, să-l preluăm în română, shrinkflation, inflație prin micșorare. Și la ce produse? La ce produse, dați-ne niște exemple de preț și dacă ați fi de acord să scrie rușine. Nu rușine, exagereze aici. Să te avertizeze că s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, să scrie rușine cu roșu mare. Deci, cineva remarca mai devreme că chipsurile au trecut de la 85 de grame la 65 de grame, iar Cristi din Iași separat ne scrie, la pungi din chipsuri poți trăi o zi sub apă folosind aerul din ele. Iar un alt ascultător a scris apropo de asta că shrinkflation a început mult mai de mult când perea la 0,5 s-a făcut la 0,33. Corect. E, altcineva ne scrie că la detergenți un balsam de rufe de 1,9 litri costa 19 lei, după care au scos de 1,7 litri la același preț, iar după alte 6 luni s-a făcut la 1,625. Asta este realul shrinkflation. Știi, când se face de la 1,7, 1,625, adică îți ciupești un pic din el și s-a și scumpit cu 2 lei. Și nu altcine... se pare că balsamul ăsta de rufe, adică știi mă cum se pune în Ardeal, frate, oamenii ăia sunt serioși. Când primești o palincă din Ardeal, mă băiete, îți umplu aia sticla până la vârf de tot, așa, e o chestie de obraz, de onorabilitate. Dar balsamul ăsta de rufe, întotdeauna găsești din ce în ce mai mult aer sub capacul ăla, din ce în ce mai mult aer. Ca să nu-l verși când îl desfaci, știi? La asta s-au gândit. Și uite, un alt exemplu bun este dat de Horia, care spune că la brânza Făgăraș, și n-am remarcat asta, mărturisesc, cei mai mulți producători au redus de la 200 de grame la 185 cantitatea. 185. Și că acum foarte puțini producători mai au cantitatea de 200 de grame, cei mai mulți au 185. Și în fine, uite, ne-a mai scris cineva care se plânge cu mâncarea pentru câini. Pe un sac de 10 kg a scăzut la 8 kg, și însă prețul a rămas același. Și dacă te uiți cu atenție, vezi că scrie noua cantitate pe sac, dar dimensiunile sacului sunt neschimbate. Adică e același volumul sac. Volumul rămâne odată. Să pun avertismente mari. V-am făcut, fraierilor, mult aer. Pe sunt de altă furios. Parte și noi vindem aer aici la radio, că suntem în aer. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Da. Tu ce ai observat? Am un exemplu cu care este puțin din sfera ta a produselor. Am simțit prima dată și, din nou, înțeleg raționamentul din spate, de ce s-a scumpit, de ce a rămas la aceeași valoare, fițele la spălătoriile auto. Mi s-a părut foarte amuzant. Așa pentru e. Că... a scăzut timpul. A scăzut timpul de la 120 de secunde la 90 de secunde și inflația asta s-a manifestat, cum să zic, fie în funcție și de mine. Dacă am timp, până la urmă voi cumpăra 6 fițe de 15 lei, dacă nu, s-a manifestat inflația în jocul de glezne pe care îl fac mai rapid. Puțin mai mult sport, mai multă mișcare. La asta. Bravo, foarte bună observație. Deci vezi, mănânci mai puțin unt, faci mai multă mișcare, mă, că o să fie super bine, o să vezi. Edmond, neața. Salut, Edmond. Bună dimineața. Bună. Nu știu dacă a zis cineva până acum, dar ce am observat eu în ultima vreme e că până și prosoapele, textilele, adică, au și o concentrație mai puțină și dimensiunile reduse. Nu știu dacă au observat cineva, eu am observat chiar weekendul trecut. Nu m-aș fi gândit niciodată la asta, la prosoape. Adică, presupun... Nici eu nu m-am gândit, dar am comparat cu unul de acasă. Adică... și mie s-a părut, adică până și prosopul faci de bucătărie, cel de baie. Prosopul ăla de 140x70... Da, care are 130x65. Iată. Vorbești serios? Nu râzi, nu? Nu faci... Vorbești serios? Nu, eu chiar vorbesc serios și dacă vreți o să vă trimit și eticheta de acasă. Da, asta e chiar mișto. Poți să-și trimite-o pe WhatsApp, nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Să-ți facă pantalonii mai scurți o leacă. Mulțumim, Edmond. Marius, bună dimineața. Nu te-ai gândit să-ți facă pantalonii mai strâmți? Același lucru s-a întâmplat și la criză în 2009. Numai că atunci a fost parecum anunțat. Zahărul s-a făcut 900 de grame, uleiul s-a făcut 900 de mililitri. A fost și atunci o chestie de genul ăsta. Numai acum a fost așa mai subtil și mai cu asul din mânecă. Pe tăcutele. Și ai vrea să fii avertizat în magazin pe tema asta? Oficial aș vrea să fiu avertizat, dar în același timp e o chestie care eu am observat-o în exteriorul țării noastre. Mă, frate, uleiul de farea soarelui, e de farea soarelui, nu e de altceva, nu e făcut pe altă planetă, trebuie să aibă același preț. Că e de la firma X sau Y sau nu știu care, mediatizată sau reclame mai multe. În Anglia tot uleiul, nu contează la ce firmă este, uleiul farea soarelui costă 6 lei, de exemplu, și e peste tot 6 lei. La noi, dacă e de la altă firmă, trebuie să mai punem că e de fonfeuri, că farea soarelui a fost
gâdilată de soarele de altă galaxie. Aici nu sunt tot de acord. Așa. Nu sunt de acord. Piață concurențială. Piață concurențială. Dacă poate să scadă prețul, de ce nu? Florin, bună dimineața! Bună dimineața, Florin! Neața. Bună dimineața! Salut! Te rog! Aș veni cu mai multe exemple. În primul rând, la smântână. A scăzut de la 1 litru la 900. Iaurturile, de la 700 la 650. Până și ambalajele de PET, dacă veți observa, sticlele de 2 litri, indiferent de la ce firmă sunt, apa pe care o au îmbuteliată, după ce s-a golit sticla, este plasticul ăla de practic intră mâna prin el. Aia s-a făcut ca să devină mai ușor de, să se degradeze mai ușor. Da. E o chestie ecologică cu plasticul. Eu am o problemă că beau copiii mei, iartă-mă, apă în sticle de-astea de jumătate de litru și-au la școală și nu mai pot fi refolosite. Adică le folosesc de două, trei ori, se fac ghem. Dar înțeleg că asta este că ar fi un plastic care se degradează mai ușor în natură. Le iei recipient refolosibil. Iată. Îl întorc acasă, îl speli, pui apă. Jumate de sticlă. Nu, există un element. Fii responsabil. Da. De exemplu, sunteți la volan, aveți o sticlă de apă în dreapta, o desfaceți, mă rog, mai greu, până când ați apucat să bezi din ea, e posibil ca jumătate să se verse pe dumneavoastră. Da. Da, asta e mai altă discuție. Să vezi, când, să vezi când o să trăiască să ne ducem la magazin cu punguse pentru lucrurile pe care le cumpărăm și acum le punem în pungi de plastic. Nu știi că fusese la un moment dat o lege, mai ales pentru alea de legume, să existe o punguță de bumbac sau de hârtie, dar nu s-a prea mers. Hai să vezi, și nu o să se mai vândă ce e vărsat, nu o să se mai vândă în ambalaje de plastic. Cumperi vărsat și asta e viața. Roxana, colegii mei vorbesc mult, așa că avem doar câteva secunde. Bună, Roxana! Da, da, da. Eu am un exemplu foarte scurt, dincolo de sfera alimentară și cea cosmetică, cu aceste candele, care le ducem la cimitir sau unde mai avem noi sunt de mai mici. Ele sunt de 2 zile, de 3 zile, de 8 zile. Problema este că jumate, un sfert din ele sunt goale și prețul a crescut cu 2 lei pe bucată. Da, asta e cea mai mare problemă. Fenomen generalizat. Este am remarcat și eu asta în candele, că e puțină ceară. Da. Mie mi se pare că unul dintre aspectele la care nu ne-am gândit la inflația asta prin micșorare este la politicieni. Avem politicieni din ce în ce mai mici, care ne costă din ce în ce mai mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.